Hafez al-Assad, fiul președintelui sirian Bashar al-Assad, a declarat că subiectele la Olimpiada Internațională de Matematică ce se desfășoară în aceste zile la Cluj au fost grele. Concursul a fost dificil, ca de obicei. Acest an a fost puțin mai dificil pentru mine, a trebuit să trec printr-un bacalaureat, am fost puțin preocupat, dar cel mai important lucru este să te concentrezi pe rezolvarea problemelor atât cât poți. Dintr-un anumit punct de vedere, concursul din acest an a fost mai greu pentru mine decât cel de anul trecut, pentru că anumite puncte tari diferă de la concurent la concurent. Poate pentru unii a fost mai ușor, dar pentru mine a fost mai provocator, a declarat Hafez al-Assad. Pasionat de matematică, fiul președintelui sirian a participat la trei ediții ale Olimpiadei Internaționale. În 2016 la Hong Kong, acesta s-a clasat pe locul 4 din 6 în echipa proprie. În schimb, anul trecut la Rio de Janeiro, Brazilia, băiatul a fost pe ultimul loc.